faci? Astăzi vom face un experiment super, super interesant. Și anume să jucăm pe telefonul meu cu mouse și tastatură. Da, ați auzit bine, efectiv o să transformăm un telefon într-un calculator. Toată ideea a plecat de la clipul acesta și mă gândeam că eu odată ce am Type-C acum la telefon, e mult mai ușor să-l conectez cu alte lucruri. Așa că ce o să fac? Avem aici un adaptor care este de la Type-C și care se duce în două USB-uri. De ce avem nevoie de două USB-uri? Pentru că o să băgăm și tastatura și mouse-ul, desigur. Iar ca bonus, la final o să încercăm, desigur, și cu un controller. Nu știu dacă o să meargă, de fapt nu știu dacă o să meargă nici mouse-ul și tastatura, pentru că n-am testat. Dar lasă și un like acolo dacă crezi că o să meargă și dacă îți place această idee, pentru că o să mai vină idei super, super șmecheri pe viitor. Și pentru asta trebuie să dai și tu subscribe. Ne-am înțeles? Iar acum treaba este simplă, avem aici totul pregătit, avem și un stand pentru telefon care este o baterie externă. Vom pune aici telefonul care practic doar o să ne uităm la el, nu o să-l atingem. Pregătim aici Minecraft-ul să se deschidă Minecraft-ul, pentru că Minecraft-ul este cel mai șmecher joc, nu? Iar acum trebuie să luăm acest hub și o să punem acest hub în telefon. Eu am deja un mouse aici, dar e mouse-ul de la calculator. Și vom lua acest mouse, îmi pare rău că e roz, dar nu aveam alt mouse cu fir, este mouse-ul iubitei mele, așa că îi mulțumesc că mi l-am împrumutat. Ia să vedem, am pus mouse-ul aici, ok, nu mai atingem. Și mai avem pregătit această tastatură pe care am primit-o de la cei de la QWERTY Key, este și personalizată, scrie aici Sinner, escape-ul este cu S, e destul de tare și trebuie să o conectăm și pe aceasta. Ok, am băgat-o în hub și trebuie să o conectăm și pe ea aici frumos, bam! Am conectat-o, s-a prins. Deci este un lucru bun, vedem că luminează. Asta înseamnă că funcționează ce am făcut eu cu hub-ul acela. Și vedem aici că și luminează mouse-ul, ceea ce este foarte, foarte interesant. Deci ar trebui să meargă. Dar dacă mișcăm noi, dacă apăsăm aici pe săgeți, nu se întâmplă absolut nimica. Ok, hai să încercăm să scriem. Să mergem aici sus și să scriem. Oh, merge! Merge, merge să scriem, uite, deci chiar aici se vede cum am scris, bam, bam. Uite, facem o nouă hartă și scriem Sinner Lume. Și merge, merge, merge să scrii, ok, deci merge tastatura, dar mouse-ul nu merge, deci chiar nu merge mouse-ul, din păcate. Hai să încercăm să intrăm pe o lume, poate dacă intrăm va merge. Ok, ne-a băgat pe o lume de Minecraft, deci vedem că merge aici, frumos, ok. Și dacă apăsăm pe tastatură, merge! Nu pot să cred! Uite-te și tu! Uite-te! Pot să sar, pot să merg înainte, dar nu merge tastatura, boys. Nu merge tastatura, din păcate. E bine, am găsit și setarea pe care trebuie să o facem. Trebuie să ne ducem în accesibilitate, în touch, și să aprindem acest buton. Și practic cu acest buton putem să folosim mouse-ul. Ok, nu știu dacă merge, sincer. Da, merge, uite, vă, mouse-ul. Ok, hai să ne întoarcem în Minecraft ca să vedem exact. Nu pot să cred, deci doar uitați-vă. Și mouse-ul, și tastatura. Le-am zis pe invers, dar nu contează. Merg, fraților, deci eu acum mă joc din mouse și tastatură. Bă, cât de tare, deci doar uitați-vă puțin, uite, mă mișc. Ia, ce s-a întâmplat, mă, nu mai pot să sparg. Mama, e foarte ciudat mouse-ul, sincer să fiu cu voi. Pot să sparg, dar e ciudat. Ah, gata, l-am rezolvat. Uite, și putem să spargem, deci putem să spargem acum. Ok, ok, ok. Și dacă apăsăm click stânga, se pare că, uite, putem să și alergăm, bro, e prea tare. Deci n-ai cum așa ceva, n-ai cum. Dar știi ce nu-mi place? Cred că noi avem o setare. Noi cred că avem setările proaste din joc și aș vrea să le schimb, să vedem dacă există alte setări. What? Avem controle? Avem o setare specială, keyboard and mouse. Uite, deci chiar merge, frate. Full keyboard and mouse. Mamă, deci există chestia asta. Deci au mai făcut oamenii chestia asta. Cât de tare e, bro. Uite, hai să ne punem și comenzile de le folosesc pe calculator. Eu sprintez de pe tab, F5-ul este pe R la mine și cam atâta, cam atâta putem să schimbăm. Hai să vedem dacă chiar merge, ok. Uite, avem și setare de controller, deci cred că putem să jucăm și de pe controller. Trebuie, uite mă, taci, am găsit aici, asta trebuie să o schimbăm. Cred că trebuie să punem cu aim-ul ca pe Minecraft, ia să vedem dacă merge. Și, ok, deci de pe Q, practic spargem, fraților. Și de pe ei cred că o să deschidem chestii.
Deci de pe Q o să spargem. Bă, cât de tare. Și era setarea asta, deci chiar era setarea asta, dar n-am știut-o eu. Și uite, poți să te joci full. Bă, arată prea tare, nu știu. Mie mi se pare extraordinar că poți să faci chestia asta pe un telefon, nu știu de ce. Mi se pare prea tare. A, inventarul este de pe C. Ok, ok, deci inventarul este de pe C. Hai să încercăm să luăm niște lemn. Deci chiar sunt curios care este situația. Acum vedeți practic și tot Minecraft-ul. Să vedeți practic perspectiva din Minecraft. Aveți toate POV-urile, fraților. Deci chiar mă chinui pentru episodul ăsta. Și bă, puteți să lăsați și voi un like acolo, că nu costă mult. Nu costă nimica, mai corect. Hai să spargem aici copăcelul. Ok, ok. Spargem copăcelul. Avem acolo crafting nou. Băi, efectiv Minecraft pe calculator. Într-adevăr, te miști puțin mai slab decât pe calculator, dar toată lumea are un mouse, toată lumea are o tastatură și poți să faci chestia asta. Adică nu e foarte, foarte greu să o faci din punctul meu de vedere. Uitați-vă și voi. Deschidem inventarul, foarte frumos. Facem niște plank-uri. Hai să facem mai multe dacă tot suntem aici. Facem un crafting table, niște stick-uri. Și cu E practic punem jos, pentru că nu putem să ne folosim click-ul stânga și click-ul dreapta. Asta e singura diferență. Deci asta e absolut singura diferență. Hai să ne facem o sabie și cred că o să ne facem și un pickaxe dacă tot suntem aici. Mouse-ul nu se simte la fel, da, într-adevăr. Ia uite, iau achievement-uri, bă, ești nebun. Minecraft-ul nu se simte chiar la fel, gen pe asta, dar mie mi se pare extraordinar că merge să te joci pe așa ceva. Și mereu uit că Q-ul sparge. Îți ia puțin până te obișnuiești, dar după aia e destul de tare. Chiar e destul de tare. Ia, hai să încercăm să ne batem cu zombiul ăla, dacă putem să ne batem. Bă, ar trebui să putem să ne batem, că totuși avem și tastatură și mouse. Ok, ne-a luat puțină viață, dar uite că-l batem, uite că-l batem. Ok, ne-a luat două inimi, voi nu vedeți inimile, dar vă zic eu. Gata, l-am bătut. Uite ce simplu, bro. Uite ce simplu, deci e super, super simplu. Ok, e mai greu aici să facem parkour, deci chiar e foarte, foarte greu să faci parkour. Bă, dar chiar e tare, merge și rotița, uite, dacă dăm de rotiță în jos merge și aceasta. Singura chestie, v-am zis, care nu merge, poate există o metodă, dar nu cred. Nu merge click stânga și click dreapta și sunt locuite practic de Q și E. Ceea ce nu e un lucru care să zic că mă deranjează, sincer. Dar pentru cineva care, de exemplu, nu are absolut deloc un laptop sau, nu știu, n-are un PC la care vrea să se joace Minecraft, eu zic că este o variantă foarte, foarte bună. Mă, ce se întâmplă aici? Ah, what? Uite-te cum arată pe Bedrock, alea arată foarte, foarte ciudat. Îmi mai vine din instinct să apăs click stânga câteodată, dar cred că se înțelege de ce. Bă, m-am lămurit. Chiar m-am lămurit cu acest Minecraft, sincer. Aș mai vrea să încerc ceva, nu știu ce. Aș putea să iau o hartă, dar hărți nu sunt așa interesante. Mai dăm și bani. După ce că am construit aici mega setup, să mai dăm și bani pe hărți. O să zic că o să ne jucăm pe un server. Hai să încercăm cum e cu serverele astea. Avem aici foarte multe servere. Opa. Server secret? Mă, ce-i asta? Și dacă ne uităm aici la IP, hopa, mc.ratoni.ro, băieți și fete, este chiar serverul meu de Minecraft și vă aștept și pe voi, chiar pe telefoane puteți să intrați. Eu vă recomand să jucați cel mai bine de pe PC-urile voastre, dar dacă nu aveți absolut niciun PC și nu puteți să vă jucați, puteți să intrați și de pe telefoane, dar nu o să fie chiar aceeași experiență. Hai să încercăm să ne jucăm aici pe mc.ratoni.ro, dăm aici join și o să încercăm parkour, fraților. Vreau să încerc parkourul să văd cum e. Ia uite ce frumos scrie acolo Ratoni. Nice, nice, nice. Dacă nu vă bagă din prima, reintrați. Ne-a băgat aici frumos, da, tată. Și avem toate secțiunile: parkour, bedwars, box, PvP, survival, survival games, skyblock și tycoon. Bă, nu prea am chef să mă joc ceva acum. O să ne jucăm niște parcurea, nu? Și dăm aici click dreapta să deschidem și trebuie să găsim parcurul. Am găsit și parcurul, ne bagă pe parcur. Ok, și hai să găsim o hartă. Cred că asta e interesantă, Helix-ul. Da, merge puțin mai greu până îți dai tu seama care. Pentru că serverul nu este făcut pe Bedrock, este doar adaptat să meargă și pe Bedrock. Ia să vedem, am intrat, cred că, la ce am intrat? La Overworld, stai că nu-mi dau seama la ce parkour am intrat. A, cred că am intrat la unul destul de ușor. Și uite, facem parkour pe telefon, frate. Cine credea că poți să faci parkour pe telefon? Uite, și chiar fac bine. Poți să faci parkour pe telefon
cu mouse și tastatură. Ziceți-mi voi mie, cine credea că poți să faci chestia asta? E, ducem aici frumos sus. Ia uite ce parcur frumos fac aici, tată. Chiar e forță, n-ai ce să zici. Ok, mergem încet, apăsăm și shift-ul, că merge și shift-ul. Nu uităm de shift, mergem încet, mergem încet. Și astea sunt parcururile alea de le vedeți și voi pe TikTok, care sunt super, super populare. Le avem pe toate aici pe server, deci, sincer, dacă vreți să vă jucați parkour, nu cred că aveți server mai bun în România. Ia să vedem, am luat checkpoint-ul 3. Bă, vezi că e interesant aici, hopa. N-am căzut deloc până acum. Bă, eu cred că fac mai bine parkour pe telefon decât pe PC. Hopa, hopa, bă, chiar n-am căzut deloc, nu pot să cred. Deci eu nu pot să cred. N-am atins un checkpoint, n-am fost atent. Care checkpoint n-am atins, mă? Hai să dăm aici shift și click dreapta. Ne-a dat de la început, bro. Am ratat eu al naiba checkpoint. Da, oricum, cred că ați înțeles ideea, cam asta e faza. Bă, eu sunt mulțumit de ce mi-a ieșit acest episod. Chiar a ieșit ceva foarte, foarte interesant. A mers să mă joc aici cu mouse-ul și tastatura, dar haideți să încercăm și cu un controller. Cum ar fi să meargă și cu controllerul? O să scoatem aici și mouse-ul și tastatura, că nu mai avem nevoie de ele. Conectăm aici frumos controllerul și conectăm controllerul la acest hub. Deci chiar sunt foarte, foarte curios dacă merge. Trebuie să-l aprind, cred. Cred că trebuie să fac și ceva setări, sincer să fiu cu voi. Bă, poate nu merge cu cablul ăsta și ar trebui să iau un cablu Type-C, Type-C. Mă duc să iau și încercăm din nou. Și am luat cablu fix de la telefon. Deci dacă nu merge cablu de la telefon, nu știu ce merge. Ok, deci am luat aici frumos controllerul, l-am conectat cu cablu în telefon, cum ar veni. Și nu îl ia, nu înțeleg de ce nu îl ia. Putem să încercăm și cu un controller de PS5, dar nu știu dacă ajută, sincer. Da, uite, ăsta nu îl ia, trebuie să mă duc să iau controllerul de PS5. Ok, deci momentul adevărului, merge cu controllerul de PS5 sau nu merge și... Opa, a apărut... Opa, merge! Nu pot să cred, merge, uite că se mișcă acolo. Ok, și cred că ar trebui să fie ca pe un, nu știu, ca pe o consolă, ca orice consolă. Pentru că sunt cam aceleași setări ca pe o consolă, uite, de exemplu pe PS5. Opa, ne-am spawnat. Ok, ok, ia uite, bă, cât de tare e. Deci dacă ai un controller de PS5, merge, nu știu de ce n-a mers cu Xbox-ul. Chiar foarte, foarte tare și poți să te joci Minecraft pe telefon. E mult mai ușor cu un controller, sincer să fiu cu voi, adică chiar e mult mai ușor decât, nu știu, mie nu-mi place să mă joc pe telefon în general, Brawl Stars-ul e o excepție, dar dacă vreți să testăm și chestia asta pe Brawl Stars, să vedem dacă merge, lăsați un like acolo pentru că poate facem pe canalul secundar. By the way, aveți aici canalul meu secundar, Zinner, îl găsiți și în descriere și m-ar ajuta și pe mine un subscribe pentru că mai avem foarte, foarte puțin până la 100.000 de abonați. Deci mergeți acolo și abonați-vă și poate testăm Minecraft cu controllerul. Ei bine, eu m-am lămurit, să zicem așa, merge foarte, foarte bine și pe controller, merge și cu tastatura, cred că v-ați lămurit și voi. Deci, misiune îndeplinită, Minecraft-ul a fost jucat pe tastatură și pe mouse, plus un controller bonus. Sper că a plăcut acest episod, lăsați un like acolo, eu am fost Zinner și v-am pupat. Pa, pa!